Tratamentul răgușelii și laringitei cu ajutorul plantelor și a remediilor naturiste este o modalitate eficientă și blândă de a alina disconfortul din gât. Iată câteva trucuri naturiste din plante care te pot ajuta în caz de răgușeală și laringită. Ceaiul din plante medicinale. Ceai de mușețel are proprietăți antiinflamatorii și calmante. Încerca să bești ceai de mușețel cald, nu fierbinte, pentru a reduce inflamația în gât. Ceaiul de tei are efecte emoliente și poate ajuta la calmarea iritațiilor în gât. Un ceai de tei cu miere este o opțiune reconfortantă. Gargara cu soluții naturale. Gargara cu apă sărată, adăugarea unei lingurițe de sare într-un pahar cu apă caldă și gargarizarea cu această soluție poate ajuta la reducerea inflamației și la eliminarea bacteriilor din gât. Salvia are proprietăți antimicrobiene și antiinflamatorii. Preparați un ceai de salvie, lăsați-l să se răcească și folosiți-l pentru gargară. Inhalare cu vapori. Inhalarea cu eucalipt. Adăugați câteva picături de ulei esențial de eucalipt într-un bol cu apă fierbinte și inhalați vaporii pentru a deschide căile respiratorii și a reduce congestia. Miere și lămâie. Mierea cu lămâie, amestecați o linguriță de miere cu suc proaspăt de lămâie într-o cană cu apă călduță. Mierea are proprietăți antibacteriene, iar lămâia conține vitamina C, ambele ajutând la vindecarea și calmarea gâtului. Compresă cu cartofi. Fierbeți cartofii, zdrobiți-i și puneți-i într-un prosop. Aplicați această compresă călduță pe gât pentru a reduce inflamația și pentru a oferi un confort temporar. Sucul de aloe vera. Sucul de aloe vera are proprietăți antiinflamatorii și poate ajuta la reducerea iritației în gât. Luați o lingură de suc de aloe vera sau adăugați-o într-un smoothie. Tinctură de propolis. Tinctura de propolis are proprietăți antimicrobiene și antiinflamatorii. Luați câteva picături în apă sau sub limbă, conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Este important să vă amintiți că în cazul unei răgușeli persistente sau unei laringite severe, este recomandat să consultați un medic pentru evaluare și tratament adecvat. Relatează realitatea.net.